Aplaudați-i pe The Humans! Bună seara! Bună seara, București Moldovitan! Bună seara, City Vice by București FM! Suntem Marius Stoica și Răzvan Petre, matinalii București FM. Hello, hello, se aude și la etaj. Hai, aplaud, aplaud, așa că ai venit să aplaudi și să asculti muzică bună. Ei sunt, ea este un treasure, o treasure. Este Cristina Caramarcu, o cunoașteți foarte bine, ați mai auzit-o de multe ori la radio și cred că ați votat-o și anul trecut la Eurovision. Aplaudați-o, pentru că ea n-a zis niciodată, niciodată goodbye de adevăratele. Că uite că de fiecare dată apare, știi? Hai să vorbim la ăsta. Așa. Nici vor v-am spus nu, niciodată. Absolut. Mi-aduc aminte că imediat după finala Eurovision mi-ai zis, mâine dimineață ne vedem la 7 la radio, în condițiile în care era 3 dimineața. Da, îți dai seama că și eu m-am trezit, am zis, dacă mă trezesc eu, trebuie să trezească și Caramarcu. Și atunci ne-am văzut cu trupa de Humans anul trecut la radio, imediat după selecția națională Eurovision. O să vorbim mai încolo despre Eurovision, dar o să vorbim mai întâi despre voi și despre ce ați mai făcut de anul trecut încoace. De anul trecut încoace. A trecut foarte puțin timp. Am mai făcut între timp două single-uri, dintre care un Colind pe care nu o să-l cântăm astăzi, pentru că s-a terminat cu Crăciunul. Deși luminile sunt aprinse, să știi, prin oraș, așa? Putem să facem asta. Carusel avem. Poate vă vine vreo idee și mâine ne chemați undeva prin centru. Da, să colindăm un pic așa. Într-o stație de autobuz, ceva, poate face ceva inedit. Nu, o să cântăm, o să începem cu ultimul single, Binele meu se numește. Numai cel mai nou, nu ultimul, niciodată nu mai spune mai că nou. E ultimul. Păi nu e ultimul, e Colindul. Doamne ferește. Da, eu știu că tu tot cânti goodbye, goodbye, goodbye și nu te mai oprești, nu mai pleci și tot vii. O să cânt și goodbye. A, o să cânt și goodbye, la sfârșit. La sfârșit, poate. La sfârșit, exact. Da, deci Binele meu. Este compusă de noi, bineînțeles, așa cum am compus și celelalte piese, celelalte single-uri. Toată lumea lucrează, când compunem cu toții. În spate sunt colegii mei, Alin Neagoie, Adrian Detrade, Alexandru Matei, Alexandru Cismaru. Mai avem un coleg care lipsește, e la un concert în Viena. Am văzut, domnul Tănase s-a dus la Viena. De nu toată lumea are banii lui, știi? E adevărat, da, păi, dar cântă la The Humans. Și aplauze pentru domnul Detrade aici de față. Aplaudați-l! Să ne bucurăm pentru că avem banduri cu oameni, The Humans, am văzut că scot oameni ăștia, roboți, scot taxi care o să ne ducă singuri, deci sperăm să nu scoată și instrumentiști și roboți, să ne bucurăm de frumusețea oamenilor pe scenă și cu The Humans facem asta. Absolut deloc și se întâmplă, tot ce se întâmplă aici se întâmplă live, uite că am reușit să facem asta chiar și în mijlocul mall-ului, nu e ușor pentru cine cunoaște să aduci toată trupa, toate instrumentele și toată lumea să cânte live, dar o să încercăm. Și o să iasă bine, cred eu că o să iasă eu bine. Eu sunt convins că o să ne iasă cu trupa The Humans aici la City Vibes by București FM. Apropo, ce se întâmplă aici, au zis și mâine la radio dimineața, așa că aplauzele voastre sunt foarte importante. Trebuie să se audă pe 98.3. Să țină până dimineață. Domn, aveți vlog, așa? Sunteți spus pe distracție. Care este cel mai mare bine al tău? Binele meu este binele altora. Am zis asta de foarte multe ori. E o întrebare la care vă puteți gândi și voi, fiecare dintre voi, care e binele meu. Eu sunt bine dacă ceilalți de care mie îmi pasă sunt bine. Și binele meu vine din binele celor dragi mie. A, e bine că se apropie 1 martie, 8 martie, Valentine's Day, o să-și fac cadou singură. Că, uite, un bine. Da, un bine. Da? Așa, face cadou oamenilor, ceea ce ne bucură tare. Uite, te-ai făcut cadou acestei trupe până la urmă, nu? Dar binele vostru, care e binele tău? Binele meu sunt eu. Da, am înțeles, da. Am mai auzit răspunsul ăsta egoist. Da, păi. Ne avem unul pe altul, știi, dacă nu se trezește unul la matinal, vine celălalt, ca să fim siguri. Asta e bine. Uite, vezi, dacă eu nu mă trezesc, cine se duce în locul meu? Vezi, dacă ai mai auzit asta și din gura altora, denotă normalitate. Cine ar putea cânta dintre instrumentiști, să zicem, dacă tu n-ai ajunge la un concert de Human și ar trebui să cânte unul dintre cine băieții de pe scenă? Ai să râzi, dar cam toți. Tetrade, clar. Nu, Tetrade nu. Uite, pot să zic cine nu poate să cânte. Tetrade nu numai poate să cânte. Numai piesele italienești le pot cânta. Aha. Numai Volare știe. Dar Alin poate să cânte foarte bine, Alexandru poate să cânte foarte bine, Alex în spate poate să cânte. A, și să nu uităm de Tănase, că și Tănase mai cântă. Nu atât de bine ca ei, dar cântă. Aplaudați The Humans și auziți-i aici cu Binele meu. Mulțumim. Tu ce-am visat, n-am apucat să trăim vreodată cu adevărat. Toate s-au dus, toate au apus, nici măcar n-au răsă.
ajuns. Cine sunt eu? Cine ești tu? Tot căutam răspuns. Oh, oh, oh. De câte ani te simt, de atâtea ori numit. Rău, rău, e binele meu. Tot ce-ar fi fost cândva, nimeni nu l-a aflat. Numai eu știu ce-i în sufletul meu. De câte ori te simt, de atâtea ori numit. Ce știi să faci e să ne strici. Poate că ea sau poate e. Și tu în locul meu ai fi făcut la fel. Cine sunt ei și cine noi? Tot căutăm răspuns. Oh, oh, oh. De câte ori te simt, de atâtea asta cu suflete pereche, o găsești numai în filme. E vina ta că ai fugit de mine. Am fost eu prea mult sau tu prea puțin. Cred că ne-am pierdut pe drum și nu e nimeni să ne spună. Binele meu se numește, trebuie să am umplu timpul până ajung băieții pe scenă. Da, da, ai da. Văzut, da, mă pricep, o să-ți iau locul lor când... La radio. La eu radio. N-aș putea să-ți iau locul aici pe scenă niciodată, că... E mai greu. Să... Da. Mai, eu cu rocul mai greu. Am fost tare și la italienești mă pricep, la franțuzești mă pricep și învăț și chinezești. De ce? Rocul nu e bun? Nu e, că acum e cu reggaeton, cu... Nu, e foarte mișto de ascultat, de cântat e mai complicat. Asta da. Adică invidiez pe oamenii ăștia care pot să facă asta. Aplauze pentru The Humans! Mulțumim frumos! Aplauze tare! Și să știți că rocul e frumos și e bun pentru toată lumea. Da. E o muzică super frumoasă. Terapeutică, da. Chiar și doctorul recomandă în caz de gripă o porție de rock. Te ajută. Numai ei. V-ați uitat... Știi ce vreau să te întreb, nu? Nu. Dacă te-ai uitat la selecția națională Eurovision semifinala pe Moldova. Da, m-am uitat. Cum și? 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 Am fost și niște rock pe acolo, ai văzut? Nimic a fost, de... da. Să știi că i-am susținut și i-aș fi votat dacă ar fi fost nevoie pe băieții de la trupă. Îmi place foarte mult trupa. Uite, Alina și... a fost pe la noi astăzi și el e foarte mulțumit de ce s-a întâmplat acolo, de cum s-a auzit la televizor, de cum s-a văzut, de cum au evaluat toți concurenții, ca să mă exprim așa. Ei sunt ok. Și uite, o să-ți mai spun ceva care să o să te surprindă sau nu. Mie mi-a plăcut și Bela, pachetul Bela Santiago. Mm-hmm. E un pachet bun. E actual? E actual, da. Da.
e pe ce se cere și pe ce se cântă. Nu e ce-mi place mie, dar e un pachet, dar e un pachet bun. Da. Deci tu ai fi putut merge acolo în camera juriului, da? Că deja jurizezi ca un profesionist, nu prea contează care sunt părerile tale personale, jurizezi așa, ca un profesionist. Da, de ce da. Nu? Așa a trebuit să se jurizeze în mod normal. Pe cine ai fi scos din juriu de acolo? Din juriu? Da. N-aș fi avut pe cine. Cine a fost? Au fost doi compozitori? Domnul Cristescu, domnul... Nu, n-aș fi scos pe nimeni. De ce? Sunt avizați. Adică toți cei care... Da, am văzut și prezentarea lor. Uh-huh. Aveau tot dreptul să fie acolo. Sunt avizați. Sunt oameni care îți pot spune dacă un produs este bun, o voce este bună, o piesă e bine făcută și așa mai departe. Comparativ cu semifinala la care ați participat voi anul trecut, cum ți s-a părut asta? Mai slabă. De ce? Produsă mai slab, interpreții mai slabi, piesele nu ți-au urât. Producțiile mai slabe. Cred că anul trecut au fost piese mai bune. Uh-huh. O să-ți răspund foarte sincer. Știi, pot să-ți răspund pentru radio și pentru televizor, dar toată lumea cântă frumos și toate piesele sunt frumoase. Nu. Au fost piese mai bune anul trecut. Așteptăm să vedem și a doua semifinală, pentru că n-am auzit toate piesele. Păi e Linda Teodosiu, dincolo la Arad. Da, o să fie o problemă. E Laura Bretan, care o să fie și o problemă la Arad. Oliver Caie, care a participat, l-ai văzut la Eurovision. Da, foarte bun. Da, belgianul și vine și el și la Arad. Și la Cerbul de Aur am cântat. Și domnul Doru Todoruț e la Arad. Da, acolo. Da, dacă trupa The Humans, avizată pentru că a reprezentat România la Lisabona, ar trebui să trimit așa din prima semifinală. Că deocamdată nu s-a desfășurat a doua o piesă. Care ar fi preferată? Eu aș trimite Trooper, aș trimite tot Trooper. Și aș trimite rock până îi facem rocker pe toți. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Cam exact, așa funcționează, exact, Cristina. Exact, da. Tu l-ai vedea pe Enrique Iglesias cu trupă? Sau? Nu. Și atunci? Eu aș trimite Trooper și aș trimite în fiecare an o trupă. Așa? Care să cânte pop-rock și nu aș trimite reggaeton și n-aș trimite genul ăsta de muzică niciodată. Dar asta este. Ce cântă trupa Humans? Humans acum. Acum cântă primul single, se numește Îndură inima. Este compusă tot de noi și e o piesă foarte frumoasă. Păi ce altceva să fac, da, sărac. Exact. Așa și? După? Și după o să cântăm o piesă de la Dua Lipa, care îmi place mie foarte mult, și care se numește New Rose. Și le cântăm legate, nu? Asta vrei să-mi spui. Da. Păi la an nou, regul noi. Așa că zic să legăm și de un dans și de o rundă de aplauze pentru The Humans. Live. Mulțumim. Aici în București Molvitan. Așează-te aici, chiar în fața mea, și spune-mi ce-ai făcut, de ce-i mai bună ea. Pune mâna pe piept și simte cum inima îmi bate încet. Mi-ar fi plăcut să știi din gura ta direct că nu mă mai iubești. Și că îți plac mai mult femei pe care le plătești. Și acum nu cred că mai îmi dură inima pe care ai luat-o și cu ea te-ai plimbat din pat în pat. Și nu cred acum tot s-a terminat. Acum că nu mai ești, totul e pustiu și nu mă mai întorc. Nu mai vreau să știu, te văd în orice ghid, te simt la orice pas. Durerea a rămas în suflet și în glas. Și nu mă mai iubești și tot îți plac mai mult femei pe care le plătești. Și acum nu cred că mai îmi dure inima pe care-i
fac, din fac în fac. Și nu cred, și nu mai speră că într-o zi la loc îmi pierd o privi. Acum tot s-a terminat. Când ești aici, mintea sfuge la ea. Așează-te aici, chiar în fața mea. Mulțumim frumos! The Human! Această piesă pe care o știe toată lumea, puteți să cântați cu noi, puteți să dansați cu noi, puteți să faceți ce vreți, suntem la mol! Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it out and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love. He makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, say what? The creak of the phone, you know he's always calling cause he's drunk and alone. Too, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under here, you ain't getting over here. But I got new rules, I got him. Go! I got new rules, I got him. I got it, tell him to myself. Pushing forward, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. Now I'm standing back for it, I finally see the pattern. I'll never learn, I'll never learn. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, say what? I want to pick up the phone. You know he's always gonna cause he's drunk and alone. Too, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. Cause I got new rules, I got him. Go! I got new rules, I got him. I gotta tell him to myself. I got the rules, I got it. I got the rules. Practice makes perfect. I'm still trying to learn and by heart. It's deep and pretty, and repeat and repeat it. Cause I am Chief Alexander Matei. Clap it. Aplauze pentru Alexander Matei, la clap it. Iar unul în spate. To pick up the phone, you know he's always gonna just as drunk and alone. Too, don't let him in, you have to kick him out again. Wait, don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. But I got no rules, I got it. Go! I got no rules, I got it.
Adrian Tetra de la tobe, Alina Goe la bas, o să vină și băieții. La vremuri noi, reguli noi. N-ai obosit, nu? N-am obosit. Mai cântăm, n-ai obosit. Normal că mai cântăm. Mă gândeam că obosești foarte repede, că faci drumuri dese prin Italia, înapoi, prin țară, cu alea avionul. Alea nu sunt toate... obositoare, nu? E mai obositor dacă mă cheme militari. Adevăr e că depinde de unde pleci, că ajungi mai greu, da, un militar decât prin Italia. Eu am făcut cu 3-6-8, odată 2 ore jumate, mai degrabă mă duceam la mama la Constanță. Să știi că eu ajung câteodată la Roma și n-a ajuns tata, care m-a dus la aeroport acasă, care stă în centru, știi? Dar deci... zine care este... de foarte frumoasă scenă, da. Și care mai frumos public. Categoric a fost cel de la Eurovision, pentru că erau vreo 30.000 de persoane în sală. Dar cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat de când cu trupa Humans este legat tot de faptul, tot de Eurovision și de piesa de la Eurovision care se numește Goodbye și pe care o să o cântăm acum. Și după ce s-a terminat concursul, am primit foarte multe mesaje, pentru că piesa are un mesaj foarte puternic și care te încurajează să nu renunți la lucrurile frumoase din viața ta și, în primul rând, să nu renunți la viața ta. E și asta o parte din piesă. Și atunci am primit foarte multe mesaje care ne spuneau că oameni care ne spuneau că le-am salvat viața. Că au ascultat piesa și că au ascultat versurile și că versurile dau o putere de a merge mai departe atunci când sunt inimat. Păi cam asta ne spunea și Ioana Ignat săptămâna trecută, tot aici la București Mall Bitan, când am avut City Vibes, ea a fost invitata noastră și ne spunea că are o piesă care tot așa i-a făcut pe ceilalți să meargă mai departe, pe oameni care aveau probleme, i-a făcut să-și recapete zâmbetul și încrederea, da, în sine. Cu optimism, Goodbye, da, devine de fapt Hello, știi? Da, Goodbye e o piesă cu un mesaj pozitiv la sfârșit. Iar asta, să știi că este cea mai mare realizare pe care poți să o ai tu. Adică nicio scenă, nimic nu se compară cu faptul că tu ai primit un mesaj de genul ăsta și un om ți-a zis, tu mi-ai salvat viața și am mers mai departe datorită versurilor pe care tu le-ai scris. Și care este... Bravo. Și care este? Sunt foarte atent la povestea asta. Tu l-ai și scris? Nu. Ah, ok, am crezut că bine. Care eu le-am scris, da. Da, așa. Dar spune-ne, care este cel mai frumos lucru pe care l-ai auzit vreodată din gura unui fan? Că i-am făcut să zâmbească, că, da? I-am făcut să se simtă bine. Și s-au făcut și propuneri ciudate? Mi s-au făcut și propuneri. Amuzante. Mi s-au și băgat bani în cizme. Stai un pic că se dă din casă. Stai că spune zis? Alexandru Matei. Dacă vă zic eu cea mai mișto replică. Te rog. A fost... De mâine nu mai ascult manele! Și a pus și 10 lei în cizmă. Da, bravo. Și ai spus ai greșit cizma, băiatul? Nu, n-am zis nimic. Se întâmplă, dai de tot felul de oameni. Mai aude lumea, da, și altă muzică, știi, da. Și își dă seama că mai există și alte genuri muzicale pe planetă. Exact. Mai sunt băieții ăștia pe care îi vedeți aici, uite, este Dan, este Florin în cealaltă parte, care mai au grijă de scenă, știi, că se mai urcă lumea, îi mai dau jos, dar de asta-ți plătiți, știi, și oamenii nu înțeleg, de ce ne dați jos de pe scenă? Ce întrevede 2019 pentru The Humans? Că suntem abia la începutul anului. O nouă piesă pe care urmează să o scoatem curând. Nu știu, nici nu știu dacă am voie să zic pe piață, nu o scoateți, lăsați acolo. S-o lansăm, așa? S-o lansăm. Piesa se află, da. Așa se numește piesa? N-are legătură, da, nu putem să zicem. Tetrade nu se poate abține. Dar e piesă foarte frumoasă și o să aibă și un clip frumos, dacă o să iasă așa cum ne dorim noi. Are legătură și cu decorul ăsta din mall, cu inimioare, cu perioada asta care vine, doar cu partea de aici. Am înțeles. O să se numească, probabil, Calul. Da. Sau Cai. Sau Cai, da. 6 cai frumoși. Spune-ne că a sosit momentul. Voi sunteți pe piață de ceva vreme, cel puțin noi ne știm de vreo 3 ani și jumătate, cam așa. Da. Da? Cred că a sosit momentul pentru un cum îi zice la December? Heavy rotation, disc. Lasă heavy rotation. O să facem și asta. Deocamdată din martie, da, la ProTV o să înceapă o emisiune foarte frumoasă. Dar ce te-ai uitat la el? Uite-te și la mine. M-am uitat la el, nu știu de ce. M-am pus o oră la cea întâmplător. Care se numește Cântă acum cu mine. Și o să fac parte din juriu. O să fie foarte frumos și o să... Vă invit să vă uitați din martie, nu știu exact când, la începutul lui martie, la sfârșitul lui martie, undeva deci acolo. Deci ești jurată până la urmă, uite. Da, cam cât durează emisiunea asta? Durează
8 episoade. 8 episoade are emisia asta, deci vreo 2 luni. Sezon. Da. Sezonul 2 luni. Ah, ok. Marius, în ce episod ești? Nu știu ce, ce se întâmplă. Episodul 1, zis să se uite toată lumea. Nu cunosc deocamdată detaliile astea tehnice. Voiam să o întreb în schimb pe Cristina dacă ar juriza trupa The Humans, așa, cu piesa care a reprezentat România, ce ar schimba în momentul ăsta? A trecut, a venit un nou an, un alt Eurovision. Dacă acum vă uitați așa în urmă, ați fi schimbat ceva la, nu știu, la prestație, la piesă, la show? La show poate aș fi schimbat ceva, la piesă și la prestație nu. 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 A, poate ai fi schimbat un pic regia. Regia de aici sau... Regia de acolo. Regia de acolo. Bine, regia a plecat regia de aici. Regia de acolo e făcută la Ibiu, nu? Da. Da. Bun, în dimineața asta pe 98.3 pe 98.3 și online pe bucureștifm.ro avem, uite, multă lume năcăjită aici, dar și multă lume veselă, așa că vă rog să aplaudați trupa The Humans. Vreau să vă mulțumesc că ați venit în seara asta aici și mi-ar plăcea să ne auzim și mâine dimineață la radio pe 98.3 cu începere de la ora 6. Uite, noi ne trezim de vreme, dar mai stăm să mai mâncăm o salată. Seara numai salată. Tu cu ce te întreții? Eu cu apă. Observ că... Vreau să zic, fotbal american azi. O să mă trezesc mâine la 6 să ascult emisiunea. Serios? Nu. Lasă că e și pe Facebook, e peste tot și pe bucureștifm.ro și să știți că în fiecare miercuri ne dăm întâlnire aici în București Mall Vital, aici la Carusel. The Humans. Ce cântăm la sfârșit, Cristina? Cântăm o piesă unde o să cânte și băieții, o să cânte și Alin, o să cânte și Alex. Se numește... Practic sunt două piese, Million Reasons de la Lady Gaga, care mie îmi place foarte mult, și se continuă cu Purple Rain, piesa de rezistență a trupei, și o să terminăm cu Goodbye. Păi cum altcumva? Goodbye! Ne vedem și săptămâna viitoare, tot aici la București Mall Vital. Aplaudați The Humans! The Humans Live! You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit the show. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run from the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. 'Cause I'm bound down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through what is now one letter. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Baby, I only wanted to see you out there. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. To be a weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship. Purple rain, purple rain.
căutam să atinge. This time when we travel something new, like moons and two. You say you wanna leave that, but you can't seem to break out of mine. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Sandro Madre la clapă, Adrian Tetra de la tobe, Alina Goe la bar. Eu sunt Cristina și noi suntem The Human. Și nu uitați că rock-ul e frumos. Rock-ul e cel mai frumos. Și Irina Tănaște acolo sus. You go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Mă zic frumos. Urmează să cântăm goodbye și după aia să vă lăsăm să vă faceți cumpărăturile în liniște. It's time for me to say goodbye. It's fine. I've tried a million times to kiss the emptiness and make her mine. I should have stayed, but I already left a thousand times. I won my fight. Nobody knew nothing about all the love trapped in a void. Can't see the light. Goodbye.
all see the beauty of the precious gift we have. Vă revedeți cu băieții, miercuri viitoare. Mulțumim frumos!